Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Astăzi vom discuta despre posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile în apicultura, așa cum am promis de altfel și de aseară. Pentru toate acestea l-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Nicolae Cornea, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din Satu Mare. Bine ați venit la Audiențe în direct! Bună seara, telespectatorilor dumneavoastră, bună seara și dumneavoastră, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire pe temă apicolă. Pentru a ne ajuta în elucidarea și înțelegerea mai bine a acestei teme, l-am invitat astăzi în platoul Informația TV și pe domnul Ioan Alițar, jurnalist Informația Zilei. Bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! Înainte să începem, dragi telespectatori, vă anunț și de această dată că numărul este afișat pe ecran. Puteți să ne sunați în orice clipă, să-i puneți întrebări invitatului nostru. În același timp, știți prea bine că așteptăm SMS-urile dumneavoastră cu tarif normal la numărul afișat în stânga sus și mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Audiențe în direct ITV. Domnule Cornea, apicultura pentru mulți începe ca un hobby. Când putem spune că devine o afacere? Putem vorbi despre apicultură ca și afacere atunci când discutăm de la cel puțin 30-40 de familii de albine în sus. Asta vorbind despre vechile proiecte, în general măsura 141, unde de fapt aveai nevoie de 27-28 de familii de albine ca să poți să începi o mică afacere. Este vorba despre fermele de semisubsistență, vechea măsură 141. Dacă tot ați amintit de măsura 141, puteți să ne spuneți aproximativ câte proiecte sau câte dosare au fost finanțate în ciclul financiar 2007-2013 pentru județul Satu Mare? Da, acum cu aproximație aș putea să vă spun că la nivel de județ, apicultorii noștri au accesat 141 în jur de 300-320 de proiecte. Măsură care pe mulți i-a ridicat, măsură care a făcut ca din mulți apicultori să devină profitabilă într-o anumită măsură. Și mai ales acum, cu noua strategie, discutăm despre o continuare a măsurii 141. Să ne spuneți care sunt provocările acestei meserii, dacă o putem numi așa. În această meserie trebuie să fii cât se poate de simplu și de curat. Ca să fii deci un curat la propriu. Curat la propriu, evident. Ca să fii un apicultor bun, ai nevoie de mult calm, de multă liniște, de multă răbdare. Și de un test de alergie. Categoric, și de un test de alergie, da. Vorbind despre această meserie, când fond și la urma urmei o putem numi și o meserie atunci când discutăm despre proiecte, este foarte important să-ți găsești o exploatație. Acolo unde poți să ți le ții în liniște, acolo unde nu te deranjează nimeni și acolo unde poți să mergi ori de câte ori dorești atunci când vrei să ajungi la ele. Mă gândesc că are și părți pozitive și părți negative. Care ar fi acestea? Acum, bineînțeles, nu le numărăm pe toate, doar pe cele mai importante. De exemplu, pe cele de care v-ați lovit și dumneavoastră când, în momentul în care ați început. Dacă discutăm despre părțile negative, eu chiar vă spun sincer că nu aș găsi partea negativă, în afară faptului că, într-adevăr, trebuie să-ți faci acel test de alergie. În rest, nu aș găsi puncte negative în apicultură. Să zicem că sunt numai părți frumoase, așa. Privind prin ochii unui pasionat, să înțeleg. Da. Eu aș extinde subiectul acesta mai mult pe partea fondurilor europene, pentru că vă spun sincer, ca și președinte al Asociației Crescătorilor de Albine din județ, primesc zilnic multe telefoane pentru a lămuri această situație. Foarte multă lume este interesată de accesarea fondurilor europene din apicultură. Cu siguranță pot să vă spun un singur lucru. Într-adevăr, proiectele pe apicultură sunt niște proiecte mai ușor de întocmit, mai ușor de îndeplinit, mai ușor de dus mai departe.
Aceste proiecte pe albine, pe familie de albine, dacă discutăm pe strategia veche 2007-2013, aveai nevoie de un număr de 28 de familii de albine, fără nimic altceva, de o stupină de 5, 6, 10 arii, după care intrai într-o normalitate a unui proiect bine întocmit. Asta însemna că realizai acel număr minim de UD-uri, cum era atunci, exact, pentru a putea intra unități în program. De dimensiune... Dar din câte am înțeles, în noul ciclu, nu se mai vorbește de UD-uri, ci se vorbește despre sume, despre valori în euro. Da. Acum, dacă discutăm despre noua strategie 2014-2020, acele UD-uri de atunci s-au transformat în ESO-uri. Tot o unitate de dimensiune economică, mie îmi place să compar aceste, că practic așa și este, aceste ESO-uri sunt valori în euro. Adică, dăm un exemplu, familia de albine, pe noua strategie, are 52,26, dacă nu mă înșel, hai să o luăm, să o rotunjim, 52 de euro, valoarea unei familii de albine. Deci, în proiect, că până una alta presupun că în realitate prețul e dublu. Da, 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 așa este. În proiect așa este evaluată familia de albine la 52 de euro. În strategia trecută, la măsura 1.4.1, valoarea familiei de albine la început a fost 0,80 și ceva de UD-uri, după care a scăzut la 0,70 și ceva de UD-uri. Acum, valoric, așa cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr că la această sesiune, valoarea familiei de albine a scăzut. Astăzi, un apicultor, ca să înceapă un proiect pe sub măsura 6.3, ar avea nevoie numai de albine cam de 155, am calculat eu, familii de albine. Ceea ce nu e foarte puțin. Ceea ce nu este deloc foarte puțin. Pentru că aia înseamnă, după aprecierile mele, un pavilion apicol și ceva, probabil. Exact. Adică aproape două pavilioane apicole. Da. 150 de familii, să discutăm de 150 de familii de albine, nu este un număr mic. Într-adevăr, la 150 de familii de albine, atenția este mult mai mare și mult mai sporită. Până și munca... Și munca și efortul locația... pe care trebuie să-l faci în stupina respectivă este considerabil mai mare. Mult mai mare. Da, discutăm, nu mai discutăm despre 1.500 de euro timp de 5 ani, discutăm despre 15.000 de euro luați în două tranșe. Da? Probabil cam în 3 ani, nu? În 3 ani, chiar și mai repede dacă ducem la îndeplinire condițiile impuse de sub măsura 6.3. Da. Înainte de a trece la acele amănunte care, de fapt, cu siguranță interesează pe telespectatori, care trebuie să fie creșterea, deci, practic, în acel plan de afaceri, de la 150 la cât trebuie să crească stupina? Asta este o noutate. Dacă în vechea strategie 2007-2013 trebuia să creștem de la două, trebuia să creștem cu 3 UD-uri, nu de la 2. Da. 2 era minimum de îndeplinit. Trebuia să crești cu 3 UD-uri, ceea ce era foarte mult. Ei, la noua strategie 2014-2020 nu mai avem nevoie să creștem în cele 150 de familii de albine, ci să le menținem. Deci menținere și probabil când o să intrăm în detaliu, o să vă explic sigur, exact. Sigur, dar ziceam așa, probabil diversificare, ceea ce înseamnă producția, dar, producția dar, apicolă. Care este noutatea la, exact ce spuneți dumneavoastră, care este noutatea la noile proiecte? Trebuie să facem o comercializare de 20% din valoarea primei tranșe. Când o să intrăm, o să vă spun exact și sumele de bani, cât și cum va trebui să comercializeze fiecare apicultor ca să ducă la bun sfârșit acest proiect. Păi văd că telespectatorii deja sunt într-un fel cu noi pe recepție. Unul dintre ei ne scrie: bună ziua, sunt apicultor, am 32 de ani și am 30 de stupi. Aș dori să accesez fonduri europene pentru albine, dar nu știu de unde să încep. Stupii sunt înregistrați în Registrul Agricol la primărie, nu cunosc criteriile pe care trebuie să le îndeplinesc decât parțial. Sper să mă puteți ajuta. Deci,
Da. Acum, probabil când vom începe să discutăm în detaliu, îi vei putea explica mai pendeletent. Cred că mai bine ar fi să încep să discut despre solicitanți, despre exploatație, pentru că dacă voi răspunde la fiecare întrebare, atunci voi intra o dată ba la sfârșit, ba la mijloc și... Da. Bun, atunci înseamnă că aceste întrebări punctuale rămân pentru mai târziu. Sigur că da. Și ce se cumva să le găsește în răspuns. Eu aș putea să-i răspund și acum la pașii care ar trebui să-i facă, dar să nu mă repet. Cu siguranță telespectatorul urmărește, ne va urmări toată ora, da. Așa că vă rog să haideți să începem cu începutul, ca asta vrea să înțeleagă toată lumea. De unde începem? Asta era și întrebarea. De unde să încep? Nu știu de unde să încep. Exact. Bun. Pentru început, solicitantul trebuie să fie eligibil. Adică apicultorul trebuie să fie eligibil. Care sunt pașii ca un apicultor să fie eligibil ca să acceseze sub măsura 6.3? Ce trebuie să știe? Foarte multă lume, domnule, este un proiect de 15.000 de euro, iau două tranșe, la început 10.500, după care încă 4.500, sunt bani frumoși și gata, nu trebuie să fac nimic. Nu, nu este așa. Solicitantul să fie eligibil trebuie să fie un fermier activ, trebuie să fim îndeplinit vârsta de cel puțin 18 ani. Iarăși, aici la vârstă... Până la ce vârstă? Aici am vrut să vă spun o noutate față de vechea strategie. S-a eliminat acea vârstă de maxim 62 de ani la vechea măsură și acum nu mai există vârstă maximă. Adică este minima de... Deci, cu alte cuvinte, major și nimic mai mult. Da, și foarte bine. Eu chiar am ridicat această problemă la o discuție cu domnul ministru aici la noi în județ și poate că nu de aici a pornit, dar este foarte bine venit această măsură. De ce? Nu trebuie da, și tânărul trebuie încurajat, evident, dar și la ceilalți trebuie să le dai posibilitatea la care rămân practic și care sunt talpa acestei țări, cei de la sate și doresc să acceseze, să acceseze și ei pentru că merită și muncesc pentru ceea ce au. Să nu uităm că 150 de familii de albine presupun aproape activitatea unui loc de muncă, presupun concentrare maximă, să mă exprim așa, vis-a-vis de utilizarea timpului efectiv într-o zi și probabil dumneavoastră ne veți spune mai în detaliu ce înseamnă eu o să muncă vin și cu câteva în 150 soluții. De eu o să vin și cu câteva soluții. Familii. Dacă avem timp, aș putea chiar să vă fac o simulare la ultimele două proiecte la care am lucrat eu. Să le dau și câteva, să nu se sperie de acest număr mare. Deja cel care ne-a trimis mesajul se va speria, domnule, dacă discutăm de 150 de familii, eu din start ies din acest joc. Nu. Da, uite, eu o să-i dau 30 sau 32. 32. Eu o să-i dau și dânsului o soluție și chiar foarte bună. Probabil și pe apicultură sau și aici sunt valabile acele așa zise proiecte mixte. Exact. Care asta pot salva până un altă. Da, și o să vă fac o simulare, o să acel fac o simulare. Om care nu are numărul total care de familii. Care nu are numărul total de familii și chiar nu pot, eu de exemplu, încă nu am 150 de familii, poate niciodată nu voi avea că nu doresc să ajung la un număr așa de mare. Dar dacă am o fermă mixtă și teren și alte animale, atunci încerc, da, cu ponderea cea mai mare în apicultură, da? Ca să pot să mențin această activitate în floare, cum s-ar spune. Să trecem mai eu zic să prezint mai departe condițiile solicitanților eligibili. Deci discutam de vârsta de 18 ani. Pe urmă, iarăși o noutate și foarte important, 8 clase. La vechile îți trebuia liceul, acum ai nevoie de minim 8 clase. Și la instalarea tinerilor fermieri și la aceste ferme de dezvoltare. A fermelor mici de dezvoltare, 6.3. Iarăși un lucru bine gândit și bine venit cu 8 clase. Sigur că nu poți să ceri oricui să-și continue studiile, bine ar fi de continuat, eu vă spun și în calitate de dascăl, de profesor, dar cine nu are, și așa este primit. Să învețe în meserie. Să învețe în meserie, da. Că până un altă presupun că și cursul primar, să zic așa, de apicultor e obligatoriu pentru a fi eligibil, nu? Da, 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 așa este, da. Și cursul. Mai departe, trebuie să fie organizați în PFA-uri, în întreprinderi individuale, sau întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiare. Deja la data depunerii dosarului, deja la data depunerii sau dosarului, în clipa în care se confirmă nu, că deja este la eligibil data și depunerii dosarului trebuie să fie în aceste forme organizate. PFA-uri, II-uri, IF-uri sau SRL-uri.
Da, și asta este o noutate față de vechile proiecte, pentru că la vechile proiecte trebuia să te autorizezi după ce semnai acel contract de finanțare. Ne întrebam, deci aici e o condiție deja din start, din start pentru a putea accesa, adică pentru a intra în competiție, să o numim așa, trebuie deja să devii persoană fizic autorizată, deci cu alte cuvinte, persoană juridică. Da, persoană juridică. Deci, nu toate asta... PFA-urile sunt au personalitate juridică. Aici nu, deci persoană juridică înțelegând să fii trecut pe la cei la finanță. Da, să pe la Registrul Comerțului. Deci cotizațiile, vorba bine. Așa, că bănuiesc că de asta au obligat oamenii să se facă PFA-uri, I-uri, ca să fie sub controlul finanțelor în speță. Și să fie o certitudine că vor plăti. Da. O altă condiție importantă este ca fermierul să acționeze nume propriu. Ce înseamnă asta, să acționeze nume propriu? Doar un singur fermier dintr-o familie poate să facă sub măsura 6.3. Nu are voie fermierul să divizeze această exploatație, că o preia de la bunicul sau de la bunica sau de la tatăl, în familia în care intră, în exploatația în care intră, el nu are voie să creeze acele numite condiții artificiale de a fărmița sau de a diviza exploatația agricolă. Oare nu cumva ar fi tradus acest ceva că acolo unde există adresa unei exploatații, numai una poate merge mai departe pe această măsură privind accesarea de fonduri. Da, așa este. Deci nu pot exista două, trei... Nu pot să existe două sau trei exploatații proiecte pe aceeași adresă. Dacă bine rețin, nici la vechea strategie nu putea să existe... Nu era nici la vechea... La vechile proiecte divizarea... Se numesc condiții artificiale. Creând aceste condiții artificiale, din start, dacă ei constată, cei de la Oșfir, că ai creat aceste condiții artificiale, din start proiectul este căzut. Apoi o altă condiție, sigur că trebuie să fie cetățean român pe teritoriul, proiectul se desfășoare pe teritoriul țării noastre. Bun, acum dacă am discutat despre eligibilitatea celui care cu solicitantului, trebuie să discutăm și despre exploatația agricolă. Ce înseamnă o exploatație agricolă eligibilă? Vreau să vă întreb totuși ceva. Există și posibilitatea, așa cum spuneați adineaori, că e la o adresă, o familie. Să zicem că acea exploatație, sau știu eu, apar pe tata, dar vrea băiatul să preia până un alt. Există și această posibilitate. Sigur că există această de posibilitate. Transfer a exploatației de pe o persoană pe alta, membru al familiei? Da, există această posibilitate cu condiția... Cu condiția ca după semnarea contractului de finanțare, în termen de maxim 9 luni de zile, solicitantul, adică băiatul care preia exploatația de la tatăl, să-și facă domiciliu stabil în acea localitate și locul de muncă să fie în acel UAT sau în UAT-urile limitrofe. Limitrofe însemnând cele care se unesc, care au granițe comune sau în primul oraș. Să vă dau un exemplu, cei de pe raza Socond, Beltiug, Supur, primul oraș pentru ei cel mai apropiat este Ardudul. Deci ar trebui să lucreze în Ardud sau în aceste comune limitrofe cu comuna de unde își are originile proiectul respectiv. Da. Da, uitați, m-am așteptat să vă terminați ideea, mai avem încă o întrebare. Am reușit să-mi deschid un PFA în apicultura. Vreau să obțin fonduri, dar înainte vreau să știu fondurile obținute trebuie trecute în registru încasări și plăți. Deja chestii, întrebări care țin de contabilitate, da. Și încă una, dacă se plătește impozit la activitatea ce o prestez. Să revin acum și la impozit, să-i răspund la prima... Propun să lăsăm pe ultima parte a emisiunii problema legată de impozitare, pentru că mi se pare că este un număr de familii de albine de la care este obligatorie această contribuție. Zilele trecute am participat, ca și președinte al asociației, am participat la o discuție cu directorul de la Direcția Agricolă, unde și cu un reprezentant de la Finanțe, unde ni s-a explicat clar
care sunt condițiile plății impozitului. Nu, presupun că și familiile de albine se încadrează exact la acel impozit pe venitul agricol. Sigur că da, 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 așa este. Mergem mai departe cu ceea ce acum înseamnă... Acum ducem la exploatația agricolă. Ce înseamnă o exploatație agricolă eligibilă pentru sub măsura 6.3? În primul rând, aici discutăm, cum spuneam anterior, despre ESO-uri. Despre acel coeficient care trebuie să-l îndeplinească fiecare exploatație. O exploatație eligibilă înseamnă să fie cuprinsă între 8.000 de ESO-uri și 11.999. De la 11.999, de la 12.000 de ESO-uri și până la 30.000 de ESO-uri, deja discutăm despre alte proiecte. De la 30.000 până la 50.000, alt tip de proiecte, iar peste 50.000 sunt fermele mari, unde se accesează alt tip de fonduri și cu alți bani. Da. Vă propun să discutăm 6.3, atunci despre cele două categorii care sunt mai tentante. Da. Adică este... ceea ce înseamnă gospodării de semne subzistență și eventual dezvoltarea fermelor categoria mici, celor care și au accesat tinerilor. Deja bani sau știu eu, dar vor să meargă mai departe cu exact. Fonduri asta europene. Deci măsura, din punctul meu de vedere, măsura cea mai accesibilă pentru apicultorii noștri și în general pentru ceilalți, că acum eu am făcut și proiecte mixte, este 6.3, adică continuarea măsurii 1.4.1. Acum să înțeleagă telespectatorul nostru, exploatația trebuie să aibă între 8.000 și 11.999. O să mă întrebe probabil la un moment dat de unde își dă seama sau de unde face aceste calcule. Dacă cumva sunt astfel de întrebări, eu pot să-i spun din start că o familie de albină este cotată la 52 de euro, 52,26 mai exact, dar ca să vadă întreg tabelul cu culturile, grâu, porumb, orz, ovăz, mai departe pom fructiferi, animale, vaci, bivolițe, intră și bivolițe, cai și așa mai departe, el trebuie să scoată tabelul care este aprobat, este vorba de o anexă la ghidul solicitantului la 6.3. Deci dacă intră pe un simplu, pe un internet, pe un Google, automat poate să solicite ghidul solicitantului 6.3, unde va afla toate informațiile. Acolo, dacă își face un calcul, discutam la început de 155 de familii de albine, ne încadrăm undeva la 8200 de ESO-uri. Din start, această exploatație o putem numi eligibilă, pentru că se încadrează între 8000 și 11999. Deja solicitantul, având toate condițiile dinainte enumerate, având această exploatație eligibilă, putem să discutăm despre actele necesare întocmirii unui astfel de dosar. În primul rând, dacă dorește să-și facă singur proiectul, ceea ce nu i-aș indica pentru că sunt tot felul de portițe care încă nu le cunoaște, dar dacă totuși dorește să-și facă singur, toate informațiile le găsește în ghidul solicitantului la sub măsura 6.3 sau pe site-ul AFIR-ului de la Ministerul Agriculturii, unde iarăși de asemenea le găsește toate informațiile. Pentru apicultorii din județul Satu Mare, eu ca și președinte al asociației, ei știu că noi avem tot timpul acolo două numere afișate, unde deci să le acceseze până una altă, dacă da. Sunt interesați a atrage bani. Absolut, europeni, absolut. Deci eu din punctul ăsta de vedere îi încurajez pe toți. Nu degeaba regiunea nord-vest, regiunea noastră, vorbesc de centrul regional care este vis-a-vis de dumneavoastră, dacă nu mă înșel, la nivel național a atras cele mai multe fonduri din toată țara, această regiune de nord-vest care cuprinde 6 județe. Deci, într-adevăr, se poate. Ce lipsește și ce le lipsește altora este informația. Asta le lipsește oamenilor. În fiecare comunitate, și aici au un cuvânt greu sau un cuvânt de spus, îl au reprezentanții UAT-urilor care sunt primarii sau alți oameni implicați în discuțiile cu populația din zonele din mediul rural.
Ei ar putea cel mai ușor să îndrume oamenii spre astfel de firme de consultanță sau chiar ei să se implice în realizarea acestor proiecte. Pentru că, practic, nu sunt foarte grele de realizat. Este vorba de câteva documente, dacă doriți le și enumăr, ca să înțeleagă fiecare... Pe chiar vă rog, în principiu, cred că fiecare e interesat. Atunci, haideți să discutăm de piesele așa. Care sunt... Părerea mea să facem o simulare pe un număr de familii de albine, după care, la sfârșit, aș putea discuta și despre ferma mixtă, ca să le fie mai ușor, că nu toată lumea are 150 de familii de albine. Dar discutăm în principal... Domnul Pornea, haideți încercați să faceți o simulare pe ceea ce întreba telespectatorul nostru în condițiile în care are 32 de familii de albine. Ce altceva ar trebui să mai includă în acel proiect în condițiile... pentru ca să devină eligibil, da, și în egală măsură să asigure acele 8.000 în care are 32 și... de familii de albine. SO-uri. În aceste condiții, încă un lucru foarte important pe care am uitat să-l enumăr. Încă nu-i târziu. Încă nu este târziu. Da. Trebuie să știe că solicitantul trebuie să aibă o exploatație înregistrată la APIA. 30 de stupiari. Așa, 30. Deci solicitantul trebuie să aibă o exploatație înregistrată la APIA, asta însemnând și teren, însemnând și animale, la APIA, la ANSVSA sau la primărie, cu cel puțin 24 de, adică de 2 ani de zile. Deci el trebuie să figureze în registrul agricol. Și trebuie să figureze pe numele lui? Da. Deci trebuie să figureze pe numele lui, pe numele deci, solicitantului. Dacă mâine își transferă de pe tată pe fiu exploatația, doar peste nu 2 ani bine. Poate... Exact. Doar peste 2 ani de zile poate accesa. Încerca cel puțin din marea cu degetul. Mele. Dar... Asta discutăm la 6.3. La cealaltă submăsură 6.1, la instalarea tinerilor fermieri, acolo fermierul poate să vină și să ia mai multe exploatații. Acolo nu este acea obligativitate de 24 de luni. Acele exploatații pe care le preia trebuie să fi fost la rândul lor înregistrate cu cel puțin 24 de luni înainte la APIA, în registrul agricol sau la ANSVSA. Cu animale vorbesc de ANSVSA. Da. Ca să-i răspund la apicultorul nostru cu 30 de familii de albine, într-adevăr 30 de familii de albine este un număr mic. Dar nu, și totuși pentru dar nu un foarte mic. Dar nu foarte mic. Da. Sau pentru un tânăr e destul de mult. Adică riscul este imens în condițiile în care te-ai apucat să zici acum dau 100 de euro pe o familie de albine și poate nici nu o cumperi cu 100 de euro. Deci 30 e ceva, nu? De-aia vreau să-l lămuresc, pentru că dacă vreau să mă apuc să fac 6.3, da, domnule, eu mă duc și îmi cumpăr mâine 64 de familii de albine. Nu-i chiar așa. Pentru că trebuie să aibă o exploatație înregistrată cu minimum 24 de luni înainte. Da, dar el atunci să nu le mai cumpere, pentru că din 30 de familii, el în toamnă sigur va avea 60, dacă nu chiar mai multe. Pentru că dacă nu cumva dăm bară. Dacă nu cumva dă în bară. Dar dacă există și această variantă, este domnul un apicultor Cornea. Serios, sigur nu va da în bară. Da, există și această variantă. Ziceți că ne faceți o simulare. Da. În primul rând, hai să discutăm despre cazul acesta. Deci cazul acesta. Concret, cazul omului, concret ca să-i răspundem omului. Deci dacă are 30 de familii de albine, această submăsura 6.3 continuă pe tot parcursul anului, ca să înțeleagă lumea. Este vorba, după ce mi-am îndeplinit aceste ESO-uri, trecem la punctaj. Noi apicultorii suntem, din acest punct de vedere, un pic favorizați. Un apicultor care are acea diplomă de apicultor, care o obține de la consultanță agricolă înscriindu-se, fine, are 10 puncte din start. Ca și apicultor mai primești încă 12 puncte. Și pentru că le avem, țara noastră este o țară cu potențial ridicat pentru creșterea albinelor, mai avem încă 30 de puncte. Deci în total ar fi undeva la 52 de puncte. Cu 52 de puncte, eu cred că va putea anul acesta face proiect undeva prin luna august-septembrie. De ce vă spun lucrul acesta? Dacă va apărea ghidul solicitantului în acest an, undeva prin martie, cum se preconizează, sigur se va da startul la începutul lui aprilie. Da, dar am înțeles că e o sesiune din asta perpetuă, nu?
Online și la Albine, nu? Nu știu să fie online. E așa, am înțeles că la anumite măsuri există posibilitatea documentație online. Da, da, documentație, o parte deci, documentație. Deci a transmite online. Se transmite online, da. Aceste... Dar el, practic, cel puțin la această măsură, proiectul ca atare se depune la centrul nostru, care este Oșfirul, unde se analizează proiectul. Este cazul favorabil dacă e acel local. Da, sigur că se. Dar nu fiecare județ există Oșfir. Nu, nu, dar ziceam că e cazul favorabil, pentru că, repet, la anumite măsuri, citeam pe internet, că este sesiune continuă de depunere a dosarelor, a proiectelor, și când zice domnul ne-am acoperit suma, zice stop program. Nu, acum, ca să fiu pe înțelesul lor, la 6.3 începe de la 100 de puncte. Probabil că luna aprilie se vor putea depune dosarele care au 100 de puncte. În luna mai se vor depune dosarele care au 85 de puncte, cel puțin așa a fost anul trecut. În fiecare lună s-a scăzut punctajul până când, de exemplu, eu ultimele proiecte care le-am depus în octombrie, pentru că n-am avut decât 45 de puncte, dacă bine rețin, la cum era punctajul de anul trecut, și n-am putut să pun proiectele decât în octombrie. Așa va fi și acum. Deci acest apicultor va putea să-și depună dosarul undeva prin august-septembrie. Deci până atunci el poate să-și înmulțească familie de albine. Sigur că o condiție foarte importantă este să se înscrie într-o asociație. Nu știu din ce județ este, de la noi din județ sau din alt județ? De la noi. Da. Atunci îl așteptăm să vină să se înscrie la noi în asociație, pentru că practic de aici începe proiectul. Te-ai înscris în asociație, nu ia puncte pentru așa ceva, nu, data trecută lua puncte la vechile proiecte. Înscriindu-se în asociație, dânsul va trebui să-și identifice stupii. Și doar prin asociația noastră el poate să facă această operație. Noi, la rândul nostru, acționăm împreună cu cei de la ANARZ, cei care ne identifică stupina. Va trebui să-și achiziționeze acel panou apicol unde se scriu anumite date și va trebui să se înregistreze la DSV. Este vorba despre o înregistrare veterinară care îl costă în jur de 120 de lei, dacă discutăm și despre costurile proiectului, ca să fie autorizat, să fie în regulă, practic, cu stupina. Asta este primul pas. O clipă, ce înseamnă? Haideți să lămurim acea identificare, pentru că la porc știm că îi pune cercel. Așa. La oaie îi pune cercel, la cale îi pune microchip, la câine microchip, la albine ce îi pune? Haideți să vă spun. Hai că și matca, am înțeles, și că noi, așa și e identificat în sensul ordin, că este vorba de da, este vorba de ordinul numărul 119 din 2011. Practic, de când această instituție ANARZ se ocupă și de identificarea stupilor care sunt, vedeți și aici, acest domn, dacă nu face parte dintr-o asociație, nu poate să-l identifice nimeni. Făcând parte dintr-o asociație, noi ca și asociație suntem obligați să declarăm stupinele și stupii care fac parte din asociația noastră. Iar identificarea, de fapt, domnul Cornea, ce este? Obține acea plăcuță, dacă bine am înțeles eu, care trebuie să iese în teritoriu. De la această instituție de la ANARZ, ies doi inspectori de regulă în teritoriu cu un reprezentant de la noi de la asociație care identifică stupii în zonă. Stuparul își comandă acele plăcuțe, că am înțeles că sunt niște plăcuțe. Da, exact ca și la ca și la numărul de casă, ca și la cai, ca și la orice, da. Bine, dar acum noi face o similitudine. Așa cum pui la țară pe casă plăcuță sau tabla, aia tot așa trebuie pusă și pe stup. Exact. Pentru că altfel cred că se creează o confuzie în ceea ce privește identificarea. Să vă spun un număr cu aproximație, la nivelul asociației noastre există în jur de 19.000 de stupi identificați la cei peste 250 de apicultori care avem în cadrul asociației noastre. Și poate sunt pe jumătate atâția neînscriși în asociație. Probabil că probabil și cazul acestui domn care nu face parte dintr-o... De asta am început de la hobby transformat în afacere. Exact. Mulți cu siguranță fac și se ocupă de albine din plăcere și nu se gândesc să facă și un profit, dar la un moment dat, având în vedere că spunea și dumneavoastră că aceste fonduri europene
se pot accesa poate un pic mai ușor decât pe alte, pe alte segmente, lumea începe să se gândească că ar fi o, un lucru bun să înceapă să facă ceva și să găsească, nu știu, să zic... Da. Discutam anterior despre acele acte necesare. Acesta ar fi primul pas. După care, pasul 2, trebuie să-și întocmească un plan de afaceri. Un plan de afaceri care există modelul în acest ghid al solicitantului. Doar că trebuie, acel plan de afaceri conține numele, prenumele, studiile pe care le face fiecare. Trebuie completate din... Iar să ajungi la identificare. Dar am stuparului deja. Da, da, exact. La identificarea stuparului. Obiectivele, ce dorește să facă, unde va ajunge, impactul care o să-l aibă proiectul asupra apicultorului, asupra stupinei și așa mai departe. Deci acest plan de afaceri, bine întocmit, trebuie, face parte din documentația depunerii proiectului. Aș vrea să vă întreb, dacă, de exemplu, locația este undeva în mediul rural, iar eu am domiciliu în satul mare. Are vreo diferență sau lucrezi în satul mare? Da, este o întrebare foarte bună. Este o întrebare foarte bună. Noutatea cu domiciliul este în felul următor. Dacă exploatația este undeva în mediul rural și domiciliul beneficiarului, viitorului beneficiar, este în mediul urban, acesta trebuie să schimbe în maxim 9 luni de zile de la implementarea proiectului, de la implementarea planului de afaceri, după semnarea contractului de finanțare, trebuie să-și mute domiciliul în mediul rural. Dar nu numai domiciliul, că n-ar fi o problemă. Și locul de muncă. Dar și locul de muncă. Acum, sigur că la ultimele discuții avute cu reprezentanții Ministerului s-au discutat și aceste probleme să se modifice într-un fel sau altul, pentru că la vechea măsură 141 foarte mulți beneficiari au fost din județul, din municipiul Satu Mare și din... Domnul Cornea, chiar nu văd niciun impediment să fii locuitor al unui oraș, să fii până una altă, poate un șomer sau altceva, ai o casă undeva în zona exterioară a unui oraș sau a unui municipiu. Și atunci de ce n-ai putea fi tu eu... acel... Deci eu vă întreb ca și eu principiu și cred că ar trebui să discutați și cu cei care dau asemenea verdicte, numai de la țară. N-am înțeles. Da. Deci, acum, cum ieșim din din eu am stat și m-am gândit care este logica. Da, dacă ai 150 de familii de albine, deci să începi această afacere 6.3 numai din albine, atunci nu vă supărați, după ora 4 când ieși de la servici, chiar nu ai timp să... Măcar să le faci un control așa sistematic, din când în când, să te ocupi de acele 150 de familii. La 150 de familii deja discutăm despre altceva. Bun, dar poate fi o sursă de trai, domnul Cornea. Poate fi ceva. Dar ideea, ceva este, care ideea este alta. Să nu te împiedice că ideea tu ai este alta. De ce eu, dacă... Da, domnule, stau la țară, dar acum dacă s-a scos vârsta, vedeți că toate se leagă. Deci dacă s-a scos vârsta și eu am la țară bunicul și bunica sau tatăl și mama este la țară, atunci fac direct pe el, nu mai fac pe mine proiectul. Deci probabil că aici au gândit. S-a scos vârsta. Auziți, e o problemă. E, că dacă cred că s-au gândit exact pe ideea pe care ați spus-o. Exact. Prea, având în vedere că e 150, e nevoie ca omul să fie acolo. Cred că aia s-a gândit. Categor. Acum, această a doua variantă este pe care o gândesc cei care sunt implicați direct. Pentru că acum stau și mi-aduc aminte și caută de portice. Ce își făceau pe 141 cei de la orașe în exploatațiile de la țară. Tocmai din cauza vârstei. Pentru că tata și mama aveau peste 62 de ani și nu puteau să acceseze fondurile și atunci veneau ei și aveau această posibilitate. Ei acum s-a tras linia, așa cum s-ar zice, și le dă posibilitatea celor de la țară, efectiv, care sunt acolo și lucrează, să-și facă proiectele așa cum doresc. Pentru că e de discutat chestiunea asta și eu sunt de acord că ar trebui să fie mai maleabil din punctul de vedere. Unde există zone de case în orașe? De ce nu poți avea acea grădină minimă unde să poți intra cu pavilionul apicol? Da, poți. Sau știu eu? Se poate. Și bun, dar dacă mie îmi spune legea că musai să am domiciliu în Mădăras, nu în satul mare... Nu, nu. Deci legea spune să ai domiciliu acolo unde ai exploatația. Dar de ce să nu pot să-mi fac o exploatație, să-mi iau un teren de 5 ari pentru o vatra stupinei undeva lângă satul mare?
Deci se poate. Aici e o chestie discutabilă. E o chestie discutabilă. Ideea e că timpul zboară și aș vrea să continuăm și să ne spuneți mai departe. Deci a spus că se întocmește acel plan de afaceri. Da. În care sunt trecute datele, bineînțeles, și ceea ce vrei să obții cu banii pe care îi primești. Așa. Așa, mai departe. Un punct foarte important. Este vorba aici despre comercializarea care s-a introdus din valoarea primei tranșe. Acest proiect 6.3 se împarte în două tranșe. În prima tranșă se primește 75% din valoare din 15.000 de euro, care dacă nu mă înșel este undeva de este 10.500, și a doua tranșă de 4.500 se primește în anul 3. Ce înseamnă 20% din comercializarea primei din valoarea primei tranșe? Înseamnă undeva la 110 milioane, undeva la 2000 și ceva de euro. Deci asta este un punct care trebuie să-l atingă beneficiarul după ce, practic, i s-a aprobat proiectul. Vă opresc exact o secundă, ne întreabă un telespectator. Cine a accesat măsura 1.4.1 poate accesa măsura 6.3? Absolut. Absolut. Deci, practic 6.3 este continuare la 1.4. Eu așa-l văd, da, o continuare la 1.4. Eu aveam o întrebare vis-a-vis de ceea ce spuneați noastră, deci 2000 și ceva de euro producție valorificată. Da. Sunt impuse condiții vis-a-vis de emitere, factură sau știu eu altceva, deci, pentru că mai bine comercializare, noi știți dumneavoastră această că... comercializare trebuie făcută și trecută în contabilitate. Adică, încă ceva, timp de 3 ani de zile, nu spune nimeni că trebuie să vinzi de 110 milioane, cât practic este 20% din valoarea primei tranșe în primul an. Timp de 3 ani de zile. Poate mult. Deci suma e distribuită. Ei spun minim. Da. Suma este distribuită. Nu, ca să ne înțelegem. Suma este distribuită pe cei 3 ani. Noi, faptul că a vinde un kilogram de miere prin ACA sau știu eu, obții jumătate sau poate sub jumătate din prețul pieții. Da, dar vă mai deci spun că ceva. Nu este trebuie un să dezavantaj vândă... imens sau în momentul în care vinzi la un intermediar care o dă mai departe. Chiar dacă o acceptă, să eu dai... Nu, chiar dacă o accepti, dar și domnule, mie tu îmi dai la 10 lei, nu îmi dai la 35. Vorbeam cu cineva și domnule, au venit angrosiștii la niște prețuri aici, absolut... În proiect, hai să fim clar înțeleși, în proiect nu se specifică sume de bani. Se spune, domnule, trebuie să vinzi de atâta. Bun, dar dacă îți precizează că trebuie să emiți factură și chestii din astea, atunci mi se pare că totuși e destul de greu de a realiza peste tot sunt și plusuri și minusuri. Da. Plan vis-a-vis de a vinde în 3 ani de zile, dacă împărțim, în fiecare an se vine 35 de milioane. Ei, și la măsura 1.4.1 era o comercializare de minim 20%. Deci nu cu comercializarea am eu problemă. Sau stuparul. Deci, domnule, cui să-i vând ca să am și eu ceva? Deci nu vând la jumătate prețul. Am înțeles. Acum, de asta de pildă la cei care sunt apicultori, cu siguranță ei își găsesc piața, nu se pune problema. La asociație, cât a fost anul trecut prețul de preluare a mierii? Pe anul trecut a fost un preț bun. Îmi aduc aminte într-o perioadă, că nu pe era oscilant. Sigur. De exemplu, asta vreau să vă spun, salcâmul era la 20 sau la 21 de lei, într-o anumită perioadă. 21 de lei. Poliflora, mierea polifloră, undeva la 12-13 lei și chiar mai sus. Acum, în funcție de cât de prolific este și anul. Nu tot timpul este mierea la... Rapița, de exemplu, s-a preluat cu 10 lei. Și funcție și de supăritul pe care îl practici. Sigur că da. Că sigur. Dacă faci stațional, ai o problemă, este ca atare. Dacă faci pastoral, producția este deci mult mai mare. Deci, eu auzeam de la stupari că dacă încep de primăvara de la rapiță și trec până în delta Dunării în toamnă, au ceva de genul, 100 și ceva de kilograme de miere, marfă. Tot ce e posibil, dar și familiile sunt epuizate. Deci miere, marfă pe o familie. Da, așa este. Eu sunt adeptul, adică nu că sunt adeptul, eu sunt apicultor staționar, îmi place să accesez aceste fonduri europene pentru că, practic, te ajută în dezvoltarea acestei mici afaceri. Acum am făcut o paranteză, discutam despre ceea ce înseamnă valorificare la un preț bun sau
La da. Jumătate prețul. Așa, v-aș propune să continuăm, că timpul fuge. Da, da. Și măcar să terminăm cu măsura 6.3. Da. Discutam despre acel plan de afaceri, da. Planul să fie bine întocmit. Apoi, dacă nu avem acte de proprietate pe teren, pe teren sau pe clădirea unde avem această exploatație, trebuie să ne facem actele de proprietate sau contracte de arendă cu drept de folosință asupra clădirilor sau asupra terenurilor. Încă o specificație, vetrele de stupină nu sunt obligatorii de trecut la APIA, deci nu sunt obligatorii. Poate ele pot să fie înregistrate, dar e vorba de 4 arii, de 5 arii și din acest punct de vedere ele nu sunt obligatorii de trecut la APIA. Era o problemă foarte mare la vechile proiecte pentru că toată lumea te nebunea. Dom'le, nu ți-ai declarat stupina, unde este stupina? Păi pe 4 arii sau pe 5 arii, odată că nici nu primesc nimic de la APIA, deci nu sunt obligat să-mi înregistrez acele suprafațe sub 30 de arii, pentru că nu primesc nimic de ele și vorba aia este proprietatea mea. Dar, acum nu ești obligat, dar trebuie să faci dreptul de folosință, de folosință, da, pentru acea suprafață. Deci trebuie să știe că totuși pe da, deci ori vii cu un contract de arendă pe acea parcelă, ori vii cu un extras CF pentru parcela respectivă, cum că este în proprietatea ta sau în arendă. Așa, următorul pas. Asta ar fi, da, asta cu proprietatea. Pe urmă, actele necesare întocmirii, mai departe a întocmirii proiectului, sunt adeverință de la primărie cu numărul de familii de albine, copie după registrul agricol de la primărie, acolo unde este actualizat. Dacă nu este actualizat, să-i se emită o altă adeverință cu tot ce deține în registrul agricol. Taxele, impozitele să fie plătite la zi și în general, calificarea ca și apicultor sau adeverință obținută de la anumite instituții unde a participat la cursuri, nu numai în apicultură, și în domeniul agricol, pentru că primește un anumit punctaj, nu trebuie neapărat să fi fost apicultor, poate că a participat la un curs de creștere a animalelor nu știu unde, sau la un curs de cultivare a terenului. Primește punctaj, este important. Este foarte important, punctajul sigur, să fie acumulat. Cu atât mai bine dacă a făcut un curs de apicultură sau dacă n-a făcut, să se înscrie, pentru că și acolo sunt 5 puncte, dar la o adică te ajută să nu depui, de exemplu, în august, că îl depui în iulie proiectul. Și da. Este o diferență. Un lucru foarte important, ați spus niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Pe care trebuie să le respecte pe o perioadă de timp și nu vorbim de un an, de doi. Ce se întâmplă dacă nu respectă întocmai planul de afaceri pe care el însuși și l-a întocmit și într-un fel și-a asumat responsabilitatea că îl va duce la bun final? Da, din câte am înțeles, încă nu avem cazuri pentru că suntem la început de drum, dar ceea ce ne spune legislația și ceea ce ne spune ghidul solicitantului este în felul următor. Cei care n-au reușit, de exemplu, n-am reușit să fac, că discutam mai înainte despre preț, n-am reușit să-mi fac acea comercializare de 20%, dar am făcut 80% din cât mi-aș cerut voi. Nu se vor lua bani în întregime, se vor lua doar un anumit procentaj, deci, din suma proporțional care... cu cât n-ai realizat. Exact, proporțional cu cât nu ai realizat și probabil nu vei mai primi următoarea tranșă de 4.500 de euro din anul 3. Deci să înțeleg că este așa... într-un fel înțelegătoare. Și eu zic că este foarte înțelegătoare. Și înțelege că nu tot timpul poți să faci 100%. Să nu discutăm, dacă Doamne ferește sunt calamități. Uitați cum a fost anul trecut acea secetă care a fost înregistrată la nivel de județ și care a fost oficial transmisă, da? Atunci categoric tu trebuie să anunți în termen util pe cei de la proiecte. Și atunci evident se va scădea din să anumite. Având în vedere că este vorba de un număr mare de stup pentru a te încadra în accesarea fondurilor europene pe 6.3, pe măsura 6.3, pomeniați de acele ferme mixte. Da. Explicați-ne pe scurt. Haideți să vă spun așa. Da. De exemplu, ultimul proiect care l-am făcut în luna octombrie, ce avea acel beneficiar? Acel beneficiar avea 67, dacă bine mi-aduc aminte, de familii de albine, avea un număr de 30 de capre și ceva teren. Toate combinate i-au dat undeva la 8.700 de ESO-uri.
Și automat, cu 60 ceva, ei, care era ideea? Ca să prind punctajul, preponderent a fost, au fost albinele, n-au fost caprinele și nu a fost terenul. Un alt proiect care l-am făcut în acea perioadă avea, avea 60 și ceva de familii de albine, avea 4 hectare de teren cultivat, pare mi se 2 de grâu și vreo 2 de plante de nutreți și avea 70 sau 80 de găini. În același timp, găinile au un ESO foarte mare, de exemplu 100 de capete de găini au 2200 de ESO-uri, deci un număr, o valoare foarte mare. Și atunci, combinate toate, îți vor da cele 8.000 de ESO-uri de care avem nevoie. Deci, din punctul meu de vedere, este, eu aș îndruma, dar fie toți apicultorii, garantez, cei care sunt la noi în asociație, cel puțin din câți cunosc eu, în general au ferme mixte. Deci, pe lângă albine, se ocupă și cu altceva. Se ocupă și de altceva. Uitați, un telespectator ne scrie, cu siguranță a prins televizorul puțin mai târziu, spune că are, a terminat măsura 141 și a desfințat PFA-ul pentru a intra în șomaj. Are 62 de ani și o familie de 75 de albine. Dorește să știe ce trebuie să facă pentru a accesa măsura 6.3, ceea ce ați explicat. 70 de familii? 75. Așa. Care sunt condițiile, pretențiile și pe ce se găsește toate informațiile. Acum noi le-am am discutat trecut despre ele, am da. Trecut în revistă. Cel mai bine este să vină la noi la asociație, cu siguranță este membru în asociația noastră, de lângă Liceul Economic, și unde va găsi numărul meu și o să-i dau toate informațiile necesare. Da, dar sau, cu 76 de familii de albine, să-i spuneți site-ul www.afir.ro. Acolo găsește. Pe site-ul Afirului găsește toate. La noastră sau acum ca să ne revenim pentru că nu mai avem timp. Ghidul solicitantului 6.3. Și găsește toate informațiile. Dar pentru că nu mai avem timp, ori așa, ori mâine dimineață sau acum seara la ora 12 vă puteți uita în reluare la audiențe în direct când explicați din nou. Da, să reiau informațiile. Așa, revenind la... Deci spuneți că mulți procedează astfel și fac... Da, și mai... Este și mai indicat din punctul meu de vedere. Eu, deși sunt un apicultor, hai să nu spun chiar înrăit, dar îmi place ceea ce fac. Deci 100, e mixt, dar 157 de familii de albine, e mult. La 157 de familii îți trebuie încă 2 oameni lângă tine, din punctul meu de vedere. Ca să faci apicultură serioasă. Ați pomenit și de măsura 6.1, acolo cum în instalarea tinerilor fermieri. Haideți, mai avem, din păcate, puține minute. Deci, în mare parte, să trecem în revistă așa, în mare parte, condițiile, măcar. Condițiile sunt asemănătoare cu 6.3. Eu rapid o să trec peste 6.1 și o să spun doar ceea ce se deosebește de 6.3. De exemplu, la 6.1, la instalarea tinerilor fermieri, trebuie să avem în vedere vârsta. Între 18 ani și 40 de ani. Aici deja este și normal, ca așa și spune titlul, nu? Instalarea tinerilor fermieri. Deci între 18 ani și 40 de ani. Apoi, ceea ce este important la instalarea tinerilor fermieri, aici poți să preiei mai multe exploatații. Aici nu trebuie să ai acea vechime de 24 de luni înainte ca să ai înregistrat o exploatație, ci le poți prelua. Dar când preiei o exploatație, o preiei în întregime. Deci nu o preiei fărmițată. Adică dacă Cornea preia de la Anițaș o exploatație, nu preia numai 3 hectare de teren și îi mai lasă încă 2 la domnul Anițaș ca să le poată declara și dânsul, pentru că sunt verificați și cei care preiau și cedenții, cei care dau. Da? Și automat, din start, după ce muncești atâta la un astfel de proiect să-l pui pe picioare, din start este declarat neeligibil proiectul. Deci asta este un lucru... Și în cazul ăsta, cât este suma pe care trebuie să o realizeze acel tânăr pentru stabilirea la țară? Pentru că presupun că nu e la același caz, nivel nu, cu ceea ce înseamnă... Aveți dreptate. Aici trebuie să ai între 12.000 ESO-uri și 30.000 de ESO-uri. Între 12 și 30.000 de ESO-uri, suma de instalare este de 40.000 de euro. Evident, nu este 15.000, o sumă de 3 ori mai mare. Dacă ai între 30.000 de ESO-uri și 50.000 ESO-uri, tot la instalarea tinerilor fermieri, este vorba de 50.000 de euro. Nu sunt sume neglijabile. Eu și aici aș
i-aș îndruma pe, și pe apicultorii noștri să intre în aceste proiecte, în 6.1, dar trebuie avut în vedere faptul că dacă ai avut 1.1.2 instalarea tinor fermieri, nu mai poți să o mai faci încă o dată. Și încă ceva. În schimb, cel ce a avut 1.4.1 poate face 6.1 da, sau care, da? Da. Deci cei care au avut 1.4.1, da, poate să facă instalarea tinor fermieri. Încă ceva. Aici, față de 6.3, unde îți trebuia 24 de lou minim, ei, aici nu trebuie să fii mai vechi de 2 ani de zile. Deci, să nu fi avut exploatație mai vechi de 2 ani de zile. Că atunci, iarăși... Păi nu mai ești tânăr fermier. Nu mai ești tânăr fermier. Au o logică... Chiar dacă ești tânăr. Exact. Au și ele o logică. De exemplu, și eu n-aș putea să-mi fac acum mai sap, pentru că am o exploatație de 5 ani de zile. Și atunci, evident, nu mă încadrez. Nu mă mai încadrați. Da. Aș vrea în cele câteva minute rămase să ne spuneți și ce fonduri, tot așa, nerambursabile se pot lua prin Programul Național Apicol. Da, Programul Național Apicol privește exclusiv apicultorii. De multe ori erau discuții pe anumite teme. Apropo, ce înseamnă apicultor? Că până una altă, și ăla care face 6.3-ul e apicultor, și ăla care probabil vrea să fie pe 6.1... Ca să fii apicultor, trebuie să fii, din punctul meu de vedere, înregistrat într-o formă asociativă. Adică, practic, să te definești ca și... apicultor. Toți cei care lucrează în comun... Să fie înregistrat undeva. Sigur că da. Știe, cum ați spus, adinauri, dacă eu mă înregistrez... Știe unde să te găsească omul. Da, atât la registrul agricol, cât și la forma asociativă, trebuie să fii înregistrat și trebuie să ai identificată stupire. Revenind la Planul Apicol, Național Apicol. Da, revenind la Planul Național Apicol, aici este vorba... acum este în vigoare Planul Național Apicol 2014-2016. În fiecare an, 2015-2016, s-au alocat în jur de 7 milioane de euro pentru Planul Național. Da, 6.676,720 exact, de euro, acum respectiv 29 de milioane, exact, peste 29 de 50% milioane. Contribuție, da, din fondurile proprii, adică ale noastre, și 50% de la Uniunea Europeană. PNA-ul, eu vă vorbesc de județul Satu Mare. Anul trecut, în 2015, au fost 37 de beneficiari al Programului Național Apicol. În special, Programul Național Apicol, prin acest program, ce se facilitează? Poți să-ți achiziționezi medicamente, poți să achiziționezi stupi uzați, poți să achiziționezi familii de albine, roiuri de albine și mătci. Da? Poți să-ți faci, pe urmă, program... informatizat al stupinei, dar sunt chestii mai complicate, și analize biochimice a mierei și așa mai departe. Ceea ce se pretează la noi și ceea ce caută apicultorii noștri sunt stupii uzați. Cei care fac pastoral au dreptul să schimbe 30% din numărul de stupi, dar numărul să fie mai mare de 50 de familii, deci trebuie să dețină 50 de familii. Dacă discutăm de 100 de familii, are dreptul să schimbe din 100 de familii 30 de stupi uzați. Eu, de exemplu, am accesat prin programul PNA și mi-am schimbat o parte din stupii uzați. Apoi, pentru medicamente este destul de ușoară documentația. Toată documentația se depune la noi, la asociație, și de la noi, de la asociație, doamna vicepreședintă a asociației merge la APIA și depune documentația fiecărui apicultor, care evident ne aduce și nouă ceea ce îi cerem. Dar de obicei ce se cere? Adeverință de la primărie cu numărul de familii de albine, trebuie să fie înregistrat sau autorizat DSVSA, cele două documente, și membru în asociația noastră pentru medicamente se cer facturi. Dacă le ia prin asociație sau dacă le ia din altă parte, dar trebuie să ai factură și chitanță pentru medicamentele care sunt trecute în lista noastră acolo la asociație. Cine poate beneficia mai exact, dar foarte, foarte scurt, mai avem cred că 30 de secunde, și cum se depun cererile? Așa, unde mai exact? Discutăm despre PNA. Da. Deci pot beneficia, dacă discutăm despre medicamente, toți apicultorii care sunt înregistrați la forma noastră de asociație. Dacă discutăm despre stupi, doar acei apicultori care au peste 50 de familii de albine. Dacă discutăm despre roiuri, despre familii și despre mătci,
iarăși apicultorii care au peste 50 de familii de albine. În rest, v-am spus, este vorba de 3 documente care le aduc la noi la asociație. La noi este afișat tot timpul. Încă un lucru foarte important, până la 1 august, se vor, se pot depune aceste acte. Dar de la ce număr de familii de albine în sus se impozitează? Și cu asta încheiem emisiunea. Dar foarte scurt. Foarte scurt. Se impozitează de la 75 de familii în sus. Acum, dacă nu-mi vine exact valoarea... Nu valoarea. Deci ce ai peste 75 de familii se impozitează. Se impozitează și este calculată și norma de venit undeva la 20 de lei pe familie. Norma de venit. Vreau să mulțumesc foarte mult că ați venit. Cu siguranță a fost o discuție foarte utilă pentru toți cei care vor să transforme din hobby în afaceri sau vor să-și continue afacerea. Vă așteptăm și cu altă ocazie să veniți la noi la audiență în direct, probabil după ce se deschidă programele de finanțare pe 2016. Cu cel mai mare drag, vă mulțumesc că m-ați invitat, aș veni cu cel mai mare drag, dar să așteptăm după 15 martie când vor apărea noul ghid pe 6.3. Atunci vă așteptăm. Domnule Țaș, vă mulțumesc și dumneavoastră. Plăcere. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această minunată seară alături de noi, că ați dialogat cu noi. Mâine continuăm ceea ce am început acum o săptămână și anume vom vedea dacă sportul sătmărean merită sau nu merită mai mulți bani decât i s-a alocat prin bugetul, din bugetul local și din bugetul județean. Până în alta, vă las acum cu știrile. Rămâneți pe Informația TV pentru că doar aici se poate spune adevărul. Toate cele bune!